de timișorini mai curajoși s-au avântat să înfrunte gerul de afară pentru a se bucura de spectacolul de artificii de la miezul nopții pregătit de autoritățile locale. Pe scena din Piața Operei a urcat și viceprimarul Timișoarei, Dan Diaconu, pentru a transmite mesajul edilului șef al orașului. Acesta a fost și singurul moment al serii primit mai degrabă cu huiduiel decât cu aclamații. Să fie un an bun, să fiți cu toții sănătoși, să fiți alături unul de altul și să demonstrăm împreună că Timișoara este avangarda României, că Timișoara este locul în care putem privi înainte, în care putem privi îndrăzneți, în care privim cu încredere anul 2013. O să vă rog să îmi permiteți să vă citesc mesajul primarului Nicolae Rodu cu ocazia sărbătorilor, cu ocazia trecerii în anul 2013. Stimați dragi timișoreni, iată ne-a ajuns la o nouă trecere de an. Inevitabil astfel de împrejurări ne facem fiecare dintre noi un scurt bilanț al anului care se încheie și o proiecție pentru anul care vine. Și cum viața nu este altceva decât o împrejurare de realizări și neîmplinit de bucurii și de necazuri, constatăm fără îndoială cu toții că am avut parte și de unele și de altele. Acum însă la această sărbătoare, înfrântându-ne condiția, ne stă bine să dăm uitării ce a fost rău, să ne aducem aminte de lucrurile bune și mai ales să primim cu speranță viitorul. Capacitatea noastră de a lupta pentru mai bine, mai drept și de a face împreună finalul viața să ne fie mai frumoasă. 2013 va fi pentru orașul nostru anul pornirii marilor proiecte menite să-l modernizeze radical. Vom trece de la vorba la fapte, acolo pe teren, la realizarea de subpasaje, la construirea de parcări subterane, la lărgirea de străzi și pasaje existente, la construirea bazinului de loc olimpic al orașului sau la bazinul de loc de agrement, la construirea sălii polivalente de 15.000 de locuri și la multe, multe altele. 2013 va fi și anul unei agende culturale substanțiale care se conferă un start de bun augur în competiția de capitală culturală europeană. 2013 avem toate motivele să sperăm că va fi anul revenirii echipei de fotbal Polii Timișoara pe prima scenă fotbalistică a țării cu palmaresul, cu lemne și numele în sfârșit alături de ea. Primiți, mă rog, stimați concitadini, urările mele de anul nou fericit, cu sănătate, mă rog, prosperitate, succese, pace în suflet și bucurii de veci. Părinți cu copii, adolescenți, persoane de vârsta a doua sau a treia sau cupluri de tineri, cu toții s-au bucurat de concertul trupei Cargo, a cărei prestație pe scena din Timișoara a devenit deja o tradiție, care după sondajele făcute de primăria Timișoara pare să fie agreată de majoritatea timișorenilor. Mulțumim, din suflet! Aș vrea să vă cântăm un cântec care se numește A cincea dimensiune, un cântec nou.